În comuna Svinița se păstrează cele mai frumoase tradiții și obiceiuri de mai bine de câteva decenii. Toate acestea se datorează bunei colaborări dintre Primăria Comunei Svinița, în parteneriat cu Uniunea Sârbilor din România și Consiliul Județean. Așadar, începând cu 25 august până pe 27 august, acest colț de rai de pe frumoasa clisura Dunării vă așteaptă la cel mai îndrăgit festival, Festivalul Smochinelor, unde vă veți putea bucura de cele mai gustoase dulcețuri și cea mai tare țuică obținută chiar din aceste fructe, dar și un spectacol pe cinste. Comuna Svinița este așezată într-o locație de vis, unică pentru frumusețile ei la nivel național și internațional. Mai exact, un adevărat paradis care încântă privirile tuturor celor care ajung în zonă. Acesta este pe mâini bune, întrucât la cârma primăriei se află primarul Nicolae Curici, care depune toate eforturile pentru dezvoltarea unui turism de calitate. Minunata comună mehedințeană este renumită și pentru evenimentele unice care sunt găzduite aici. Festivalurile organizate ca la carte și zeci de înfrățiri cu localități din Serbia sau din Clisură. Primarul Nicolae Curici este un păstrător de tradiții și își dorește ca acestea să fie păstrate din generație în generație. Iată că a venit și momentul mult așteptat de localnicii Sviniței și de turiști, Festivalul Smochinelor, care se organizează în fiecare vară de mai bine de câteva decenii. Un eveniment de neuitat cu tradiționale concursuri, în care se premiază cea mai bună dulceață și cea mai bună țuică de smochine. Anul acesta, Festivalul Smochinelor va începe de vineri 25 august, orele 15, cu faimosul Târg de Smochini. Deodată cu lăsarea serii, va începe programul artistic al artiștilor consacrați, precum Ghiță, Calțun Brancu, formația Balat și formațiile artistice Moldova Veche, Belobreasca, Liubcova, Socol și Svinița. În următoarea zi de distracție și voie bună, Târgul de Smochini va începe cu orele dimineții, fiind urmat de un concurs de mini-fotbal pe stadionul Pavel Petrovici. În această zi vor avea loc și mult așteptatele concursuri de dulceață de smochine și țuică de smochine. Începând cu orele serii, va avea loc ședința festivă cu frumoasa compania domnului Ștefan Tomasevici, urmată de programul artistic susținut de cântăreți din Serbia și România. În cea de-a treia zi, care este și ultima, Târgul de Smochin va fi prezent și în acea zi, urmat de închiderea Festivalului Smochinelor. Această manifestare nu ar fi fost posibilă fără primarul comunei Svinița, Nicolae Curici, un om al comunității pentru care nevoile cetățenilor și bunăstarea acestora sunt pe primul loc. Festivalul Smochinelor aduce bucurie atât în sufletele localnicilor cât și al turiștilor. Așadar, vă așteptăm un număr cât mai mare la Festivalul Smochinelor în data de 25 august, începând cu orele 15 până pe 27 august, pentru a ne bucura în număr cât mai mare de această sărbătoare în comuna Svinița, județul Mehedinți.